În apropierea capitalei cretane Heraklion se află vestigiile străvechiului Knossos, unul din cele 100 de polisuri. Vestitele orașe cetăți ale Greciei antice, amintite de Homer în poemele sale. Se presupune că, în urmă cu 4.000 de ani, în epoca înfloritoarei civilizații minoice, care cuprindea întregul bazin estic al Mediteranei, aici a fost centrul administrativ și religios al insulei Creta, veritabilă punte între Europa, Orientul Mijlociu și Africa. În inima orașului se ridica un palat fastuos, reședința legendarului Minos, fiul lui Zeus și al Europei. Se spune că el domnea peste un popor de agricultori și negustori harnici, a căror bogăție se trăgea din recolta livezilor de măslin și a întinselor podgorii. Dar numele regelui nu este legat numai de civilizația pe care a creat-o, ci și de nefericita naștere a ultimului dintre fii, Minotaurul. Rodul dragostei nefirești a reginei față de un superb taur alb, monstrul, jumătate animal, jumătate om, a fost închis într-un labirint construit de renumitul arhitect Dedal la porunca soțului înșelat. Încă o nenorocire a fost moartea lui Androgeus, fiul său bun, răpus de atenieni. Ca să-i pedepsească, Minos i-a atacat, i-a învins și le-a cerut un cumplit tribut. Odată la 9 ani, 7 fecioare și 7 tineri care să fie jertfiți Minotaurului. Auzind întâmplarea, viteazul Tezeu, el însuși condamnat la sacrificiu, a scăpat Atena de nelegiuitul ritual. Ajuns în labirint, a ucis monstrul, ieșind apoi pe calea însemnată de firul deșirat dintr-un ghem de lună. Îl dăduse Ariadna, fiica lui Minos, îndrăgostită de erou. Cei doi au reușit să fugă în timp ce palatul ardea. Realitate sau ficțiune? Arheologii au găsit urme de foc, care însă n-a distrus dovezile despre existența unui semnificativ cult al taurului. Fresce și basoreliefuri înfățișează un ceremonial de curte în care băieți și fete săreau peste coarnele fiorosului animal. A fost posibilă și refacerea planului mărețului edificiu. În mijlocul său erau apartamentele regelui și sala tronului. Așa arăta scaunul regal, poate cel mai vechi din Europa. Reconstituit la începutul secolului trecut de arheologul britanic Arthur Evans, palatul din Knossos își dezvăluie strălucirea, reprezentând arhitectura minoică, fără îndoială creată de una din cele mai dezvoltate civilizații ale antichității, care a dăinuit până în anul 1400 înainte de Hristos. A dispărut pe neașteptate. Mulți cred că sfârșitul ei a fost provocat de o erupție vulcanică urmată de cutremure. Un cataclism de proporții care a devastat o suprafață de mii de kilometri. Se pare că și alte palate din insulă au fost mistuite de flăcările unor incendii. Oare le-au distrus grecii continentali, dornici să se răzbune, chiar dacă tardiv, pe regele Cretei, pentru tinerii sacrificați de el cu atâta cuzine? Marele zid chinezesc. Singura construcție terestră care se poate vedea de pe lună, se numără printre cele mai îndrăznețe înfăptuiri ale antichității, meritând să se alăture celor 7 minuni ale lumii. Ctitorul său, Shi Huang Ti, suveranul august, întemease în anul 221 înainte de Hristos primul imperiu chinez. La ridicarea zidului au participat 10 ani între 300.000 și 2 milioane de supuși, soldați, țărani, pușcăriași și, cum au scris cronicarii, tineri vagabonzi și funcționari corupți. Menit să stăvilească invaziile dinspre nord, iar mai târziu să-i protejeze pe negustorii care străbăteau drumul mătăsii,
Uriașul Dragon, format din 240 de milioane de metri cubi de pământ, piatră și cărămizi, a reluat și a prelungit traseul vechilor fortificații construite în vremea regatelor războinice. Se întindea de la Marea Galbenă, din dreptul golfului Bohai, până în deșertul Gobi, la sudul provinciei Gansu, șerpuind printre câmpii, dealuri și munți pe aproape 5.000 de kilometri. De-a lungul secolelor a fost distrus pe diverse porțiuni, dar restaurările nu au întârziat. Unii suverani au impus continuarea lucrărilor și zidul a ajuns să măsoare 7.240 de kilometri. E drept, ultimii 500 adăugați după recentele săpături arheologice din zona vestică. De 2200 de ani, zidul chinezesc a rămas o construcție superlativă. Înălțimea sa de 6 metri și 60 centimetri și lățimea de 6 metri și jumătate permiteau călăreților să se așeze câte 5 în rând. Mesagerii imperiali îl străbăteau zilnic, purtând ordinele emise de suveranul August din Xi'an, leagăn al civilizației chineze și capitală a 11 dinastii, vreme de 1000 de ani. După încoronare, Shi Huangti, care avea 13 ani, a poruncit să-i fie construit mormântul. Conform obiceiului, odată cu înhumarea unui suveran, erau mormântați de vii și membrii gărzii imperiale. Primul împărat a întrerupt această tradiție, înlocuind victimele cu statuile lor în mărime naturală. Așa a apărut armata de teracotă, alcătuită din 8.000 de soldați și căpetenile lor, așezați în formație de luptă pe 11 șiruri. Nici unul nu seamănă cu celălalt. Toți au atenția încordată, ca și cum ar aștepta o comandă de atac. Măestria artistică se îmbină cu îndemânarea tehnică, milenarul monument funerar înmulțind, ca și marele zid chinezesc, minunile lumii. În inima Anzilor Cordilieri, la 700 de metri deasupra râului Urubamba, se află unul dintre cele mai spectaculoase situri arheologice din lume, orașul incaș Machu Picchu, care în limba quechua înseamnă vechea creastă. Desigur, numele său este legat de regiunea sălbatică unde a fost construit, în preajma unei stânci de 3.000 de metri, pe care încă se observă arhaicele terase amenajate pentru culturile agricole. Machu Picchu a fost întemeiat ca ultimă verigă în lanțul cetăților de apărare ale puternicei Tahuantinsuyu, țara cu 4 meleaguri, pe vremea regelui Pachacuti Inca Yupanqui, care a domnit între 1438-1471. Fortăreața a rămas singura neclintită de lăcomia conquistadorilor din secolul al XVI-lea. Dar apoi a dispărut sub frunzișul des al pădurilor până în 1911, când echipa arheologului american Hiram Bingham a scos-o la lumină. Trepte monumentale conduc spre zidurile masive din piatră șlefuită ale edificiilor religioase, administrative, militare, comerciale ori civile. Probabil, Machu Picchu a făcut parte dintre reședințele familiilor regale, după cum o sugerează sanctuarele care păstrează rămășițele mumificate ale unor persoane de rang înalt. Incașii creaseră o civilizație superioară vieții tribale a altor amerindieni. Aveau o armată bine organizată, cunoșteau astronomia, știau să construiască orașe, apeducte, șosele. Principalele lor ocupații erau agricultura, extragerea și prelucrarea metalelor, mai ales a celor prețioase. Femeile țeseau cu deosebită pricepere firele de bumbac și lână. Cel mai important templu era închinat lui Inte, zeul soarelui, simbol al fertilității și protectorul recoltelor bogate. Se presupune că, pentru a salva imperiul de nenorociri, acestei divinități se aduceau sacrificii umane.
dar părerile sunt împărțite. De pildă, unii cercetători afirmă că scheletele găsite de arheologul Bingham la Machu Picchu ar fi aparținut ultimelor femei incașe, care au murit pe rând după ce bărbații lor nu s-au mai întors din luptele cu statele învecinate ori cu invadatorii spanioli. Există și ipoteza unei epidemii nimicitoare. Îmbinând misterul cu istoria dăltuită în piatră, secularul oraș constituie azi o permanentă atracție turistică. Zilnic, sute de călători vin să-l vadă, fie luând trenul de la Cusco, fosta capitală a Imperiului Inca, fie străbătând vechile poteci pe urmele aventurierilor de altădată.